Prieteni, astăzi stăm de vorbă cu Augustin Călin, cei care ați mai văzut fotbal așa într-o perioadă oarecare. Vă aduceți aminte, fără îndoială, de frumosul său gol, celebrul său gol marcat pe Westfalenstadion în meciul ăla celebru, Borussia Dortmund, Steaua București, 5-3. O vreme în care, iată, Steaua dădea 3 goluri Borussia Dortmund. Nu știm câte ar putea să primească astăzi orice echipă din fotbalul românesc într-un meci cu o trupă, să zicem, mai acătării din Europa. Am văzut ce s-a întâmplat în ultima vreme, parcă ne e și rușine să ieșim pe stradă, ne e și rușine să mergem la stadion, ca să nu mai zic că ne e rușine să mai comentăm meciurile astea. Deci, Augustin Călin alături de mine, după ce a trecut de teroarea producătoarei noastre, Max, îți mulțumim, mâinile sus, mâinile jos, mai la stânga, mai la dreapta, să trăiești, Augustin, bine că ai venit. Bine ai venit și cred că de mic n-ai mai fost atât de stresat cum să stai la masă, cum să ții mâinile. Bun, de când aveam o vârstă fragedă, ca fiecare. Cu uite, eu cu mâinile pe masă de nervi. Da, pot să... Da, te rog, te ai unghiile tăiate, ești bine. Da, sunt perfecte. Dacă da. Este bine pentru... Așa făcea, și, okay. Așa făcea și mama ta când mergea da, în vizită. Da, aveam voie să mă mișc pe scaun. Mergeam în vizită, te așezi acolo, nu vorbești, nu pui întrebări, nu decât când te trebuie ceva. Asta era. Ca pentru toți, da. Erai cu mințel când erai mic sau zvăpăiat? Nu, niciun caz. N-am fost niciodată cu mințel. Niciodată n-ai fost, da. Așa este bine unui om, chiar și după 50 de ani, să știi. Copilăria este la fiecare, mai bună sau mai rea. Eu mi-am trăit-o frumos. Cum ai trăit-o? Unde? Fiind prin clasele elementare la bunici, după care, cochetând cu sportul, eram pe, nu pe la ore, eram prin curtea școlii, cum era pe la fotbal. La bunici din Craiova sau pe lângă? Nu, nu, Dăbulen, la Pepeni. La Lubeniță. Ce bine acolo, Doamne. Da, cald, frumos. Pepeni, mulți buni. Normal. Rolul pepenilor în dezvoltarea sportivă a unui copil. Cum să nu? Unui copil. Este ceva foarte bun pentru organism. Grozav, da. Toți căutăm în ziua de azi, nu? Dar așteptăm să iasă pepenii, Lubenița de Dăbulen, să iasă pe piață. Da, da. Și vine momentul în care te hotărăști să faci un sport sau te ia cineva de mână și te duce. Cum a fost? Nu, de fapt, singur am hotărât. Era o invidie, fiind copil, să vezi pe alții vorbind de sport, fotbal, judo, lupte, cum era la vremea respectivă, pe ex, da, înainte de 89, am avut ambiția, ca fiecare copil de om normal, cum eram crescut în timpul lui Ceaușescu, și am fugit de acasă, mama nici nu știa că merg la sport. Dar jucai înainte de a începe la școala sportivă? Jucați pe stradă, jucați la școală? Da, da. Se organizau la vremea respectivă, mi-aduc aminte, se organiza în cartiere, unde erau școli cu terenuri, pentru că erau baze foarte bune. Fiecare școală, mi-aduc aminte, în timpul respectiv avea un teren de fotbal, cum era el, cu bit, în ciment sau orice, fotbal, dansuri populare, tenis de masă, trebuia să participi la orice. Cules de fructe, se găseau diferite moduri în care să ai ocupație. Și alegeam, am ales sportul, m-am fost spre inclinația asta, adică mi-a plăcut fotbalul și fugeam fără să știe. După 2 ani aflam. Că ai început la școală sportivă. Da, da, când a venit un antrenor, Dumnezeu să-l ierte, Ilie Morvan, acasă și să mă lase să merg într-o deplasare cu jucători care erau 3-4 ani mai mari decât mine. Tu, având atunci câți? Cred că aveam 12 ani. Da. Trebuie acceptul părinților. Da, normal, trebuia să fac o deplasare cu o echipă și chiar nici nu știu că să n-a făcut sport. Fac și ce a zis mama ta când a aflat? Bine, am luat o corecție bună. Așa se face. Așa am crescut cam toți. Da. Asta. Da, nu este o rușine. Chiar este... Și la 18 ani nu mai trăgea mama câteva. Se spune că ce de vine de acasă este mai bine decât din deplasare. Da. Așa, și ți-a dat... Mă rog. Da, mi-a dat acceptul să merg la acel meci și după care am fost fericită. Mi-a dat voie să continui să joc. Botezul a fost, cred că am ajuns la Craiova, primul meu contract care l-am semnat cu Universitatea Craiova, 90-91, după ce a câștigat eventul cu domnul Sorin Cârțu. Bun, nu a fost. 18 ani, nu? Câteva ghete cu cuie, crampoane, cuie de atletism. Au...
Era mai cu milă, o tradiție, așa, o tradiție. Mai cu milă date. Nici nu simțeai de euforia, pentru că la momentul respectiv îți doreai foarte mult, prin asta trăiam. Adică am și crescut cu o generație care fugeam de la școală să văd meciurile, fiind și copii de mici. Pe cine ai prins la Craiova? Ce jucători? Care a fost generația? În afară de Gică Popescu, i-am prins cam pe toți după event. Deci am prins echipa campioană la momentul respectiv la universității. Fiind și un puști, doar îmi prins 18 ani, era ceva de nerefuzat să ai o propunere. Nici nu m-am uitat ce am semnat, ce nu am semnat. A ajunge la universitatea era ceva sublim, măreț. Ați plecat împreună, tu și Adrian Ilie, de la școala sportivă. Da, Adi s-a dus la Electroputere. La Electroputere, foarte bine, pentru că a avut șansa mult mai mare să joace, să se exprime. Era o concurență între noi, fiind copii. Mi-aduc o amintire cu el în care jucam și marcam. Școala sportivă la momentul respectiv a Universității Craiova, cum era CSS-ul Craiova, băteam cam pe toți. De la 10-15 în sus. Și marcam 6-7 goluri. Mi-aduc aminte la un meci, Adi mi-a zis să ieșim împreună amândoi. Dar mai zis, ești tu primul. Am ieșit eu primul, eram, nu știu, 5 goluri. Și am ieșit eu și el a mai rămas întâlnit. A dat un gol și după aceea. Acum am ieșit și eu, am dat un gol peste tine. Da, am plecat împreună. El a avut posibilitatea să joace, într-adevăr. Este foarte important, a ales foarte bine. Mi-aș fi dorit să plecăm împreună la momentul ăla, pentru că, într-adevăr, cred că poate la momentul respectiv merită mai mult decât mine să meargă la universitatea el. Cobra în talentul născut. Da. A și demonstrat-o după foarte scurt timp, de la Electroputere a plecat la Steaua. Deci... Dar cum se face? Facem o mică paranteză acum. Cum de se întâmplă ca în trecut să iasă atâți jucători talentați care ulterior au devenit jucători de valoare, iar acum dai cu tunul și nu prea găsești? Este o situație diferită. Înainte nu existau tatuaje, acum suntem plini de tatuaje. Înainte nu exista, trăiai prin fotbal, nu știu, venerai jucătorii. Cred că mentalitatea la momentul respectiv era de așa natură și în momentul ăla tu te gândeai să mergi prin sport, să te afirmi. Nu te interesa partea materială. Era mai important să ajungi, să fii faimos. Se punea mai mult amprenta pe acest lucru decât problema materială. Pentru că toți la momentul ăla eram undeva cam la fel, cam 90% din populația acestei țări era la fel. Era la începuturi, da, era la începuturi și încă se manifesta, cred, și o bucată din ideologia asta comunistă, care nu era de lepădat. Adică, domnule, importantă e și gloria și ce realizezi în viață, nu neapărat banii. Nu? Și asta și asta ne-a inspirat. Cred că și prin asta au fost foarte mulți copii care au evoluat, au gândit și în centrul de viitor, care la momentul respectiv erau echipe formate, campionate bune, după care, desființându-se, efectiv copiii nu aveau unde să arate, să căutători de talente. În zona antrenorilor, cum tot timpul a fost acest lucru, căutătorii de talente au fost talente, s-au născut talente. Din dorință de a crește și din dorință de a firma. Și vine momentul Universitatea Craiova, vine perioada, de fapt, Universitatea Craiova, cu o echipă mare, cu palmares, cu un antrenor Cârțu. Cum te-ai înțeles cu el? Extraordinar de bine. Faptul că m-a și ales de la școala sportivă, nici nu am făcut parcursul echipei de tineri. Deci, într-o echipă de juniori, am făcut pasul imediat la o săptămână, m-a și debutat. Mi-aduc aminte într-un meci cu Bistrița. În decembrie, debutul. Da, debutul meu. Efectiv, cum a fost? În ce minut a intrat? Pe cine spre sfârșit. Oricum, era obicei, ca boxerii. Da. 80 te încălzești, 10-10. Nu, dar și faptul că făceam parte din acel grup, nu pot descrie în cuvinte, pentru că acum se pune mai mult problema materială. La momentul respectiv era problema de a firma, a ieși în evidență, a fi cunoscut. Mi-aduc aminte, să dau un exemplu, prima pereche de ghete cumpărată,
cu crampoane, am mers 7 km pe stradă cu ele. Când am ajuns acasă, a doua zi nu aveam ghete, nu aveam crampoane să joc. Deci, ce erau lucruri. Ce marcă erau? Nici mai pionierul ceva, erau ceva cu două dungi. Da. Dar fantastice. Dar la costum, cu acea cravățică, cu fâineluși. Da. Da, frumos. Meciuri memorabile la Craiova. Au fost meciuri în care efectiv am marcat. Memorabil a fost acel debut, pentru că nu se uită niciodată. Da. Efectiv, da. Mi-aduc aminte cu plăcere și... Unde, la Craiova sau la Bistrița? Unde s-a jucat? Nu, la Obremeancu. Mm-hmm. Un stadion plin, cum era de obicei, era ceva normal. Poate alții se bucurau că joacă, dar nu aveau parte de un așa public. Da. Cu și pasiune. Voi ați avut meciurile voastre cu Bistrița. Mi-aduc aminte de un meci de cupă care nu s-a televizat, jucat la Bistrița. Da, Bistrița, da. Va sui pe garduri, a bătut 1-0. Bun, dacă... Și toată lumea aștepta că au făcut scandal conducătorii voștri. O să vedeți la TVR că a filmat domnul Pumnea. Mi se pare că am participat. Da, a filmat domnul Pumnea și s-a văzut ce jaf ați făcut aici. V-a sui pe garduri și numai bine că meciul s-a jucat miercuri, caseta a ajuns la TVR în duminică. Bun, dacă ar fi existat VAR la momentul ăla, altfel ar fi stat lucrurile în momentul de față, dar eu știu. Da. Timpuri, știți cum... Da, chiar ce timpuri. Acum așteptăm cum au fost și meciurile trecute, când ne-am bucurat de un VAR când s-a anulat golul. Era o euforie și în națiunea noastră s-a anulat golul. A fost efectiv cam un câștig. Dar ce noroc poți să ai ca în două meciuri consecutive să scapi de penalti și de gol în urma unor decizii VAR. Mi se pare corect. Decizii care, mă rog, comportă discuții. Cel puțin la offside-ul ăla de la Kosovo, eu aș avea niște obiecții. Nu, spune, de ce? Eu aș considera corect. Pentru că până la urmă fiecare joacă șansa lui. Să fie dintr-o neglijență, poate să fie. Să fie dintr-o greșeală, poate să fie. Până la urmă este important că există un adevăr și efectiv te poți bucura și de punctul ăla, care este important. Da, nu, eu de altceva vreau să zic, de corectitudinea acelor decizii care pot fi decizia clară, au avut parte de o interpretare care nouă ne-a fost favorabilă. Nu zic că incorrectă, dar favorabilă. Adică omul s-a gândit, hai, 51-55%, ok, e offside. Sau dincolo la penaltiul pe care l-au vrut elvețienii, mingea aia nu se duce foarte departe, rămâne tot acolo pe lângă atacant. Bun, dar intervenția fundașului nostru chiar a fost către minge. Da, atins înainte mingea. Atins, de asta zic. Dar corect, a fost contact. Poate să fie interpretare. Arbitru putea să treacă și peste bar. Mingea a fost jucată de Manea, dar a rămas acolo în zonă. Deci... Da, dar a luat o direcție diferită. Alergarea jucătorilor era undeva pe pendular, spre poartă, și mingea a plecat undeva în diagonală, la modul când a atins-o Manea. Ok, corect. Bun. Hai să trecem de la Craiova, să trecem la Steaua. Sezonul 96-97. O etapă vieții mele. Da. Am fost și soldat atunci. Soldat? Da. Nu-mi spune. Și dormeai acolo la stadion, la Ghecea? Nu. Am fost și înștiințat când eram la Craiova. Trebuie să plec soldat. Aveam o hârtie în care trebuia să merg la comisariat în Craiova. Am ajuns la Steaua, aduc aminte. Stai puțin, dar și ei te-au luat ca soldat sau au dat bani pe tine sau te-au transferat? Nu, a fost un agreement, mi-aduc aminte. Eu am semnat pe un an, au avut o dezlegare de transfer pentru 2 ani cu o sumă de transfer de vreo $800.000, ceva de genul la momentul respectiv. Și am semnat pe un an și am... Fiind făcut și armata. Am făcut și armata, dar mi-aduc aminte jurământul în bestiar, cu lăcătuși, mare lăcă. M-a venit, nu știu ce grad aveau la momentul respectiv, cu drapelul, cu asta, și a zis, trebuie să te îmbrăcăm, și a chemat lăcăpăm domnul acela care, mă rog, colonel, general, ce era, nu am la vremea respectivă, și m-a întrebat, jur, gata, a trecut, semnul. Foarte, da, asta a fost, deci a fost o chestie fantastică.
Și îmi spunea tot timpul, Oltene, vezi, dacă nu joci bine, te trimit la cai. La cai, la... da, 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 că erau acolo grajdurile, da. Eram foarte aproape, într-adevăr. Și ai dormit cu răcanii? Ai mâncat la... Nu, n-am avut parte. Gabel, eu decât am jurat, nu am văzut... Dai. Am depus jurământul la momentul respectiv, da. Și mi-am continuat sportul. Venisem să joc, nu să... Unde dormeai? Dormeai în Haiducului? Da, toți. Era foarte confortabil, foarte aproape de stadion, condițiile extraordinare, adică pentru jucătorii. Existau apartamente, când existau pentru generali. Și depinde cum fiecare cum a ales și a găsit la momentul respectiv. Bun, și încep să prinzi echipa. Da. Ai prins-o din prima etapă? Da, am jucat. Cum am ajuns la Sau și am semnat contractul, am fost dorit foarte mult de domnul Dumnezeu, da, mi-a țiții. Da. Și efectiv chiar pentru mine eventul în acel an și a juca în Champions League mi s-a părut ceva, oricum nu am înțeles decât Champions-ul când cânta imnul înainte de meci. Eram confuz, este ceva măreț, vreau să juci la nivelul și am prins și în acel an două echipe importante cum a fost Dortmund și Atletico. Și Vițelos, mă rog, dar să joci contra lor, fantastic. Avusesem ocazia să joc și cu an precedent și împotriva Paris Saint-Germain cu Craiova, dar la Champions League... Nu vreau să mai deschid subiectul ăsta, dar ok, o să ajungem și acolo. Bun, am trei goluri în Cupele Europene, nu? Da. Unul pentru noi. Da. Deci, vine meciul cu Bruges, să zicem, e tur preliminar. 2-2 acolo. Da. 2-2 acolo, Adilie. Și 3-0 Ghercea. Din nou loburi date de Adrian Ilie, numai așa dădea goluri. Fantastic, Adi, Cobra. Deci inventiv. Greu să mai lași jucătorii. Inventiv. Inventa totul. Când vrea să joace și de fapt nu când vrea să joace, juca mereu. Își dorea să se autodepășească chiar. Ai plecat practic cam de la același nivel cu el, nu? Da, am jucat împreună de copii. Da. De ce a ajuns el mai sus decât tine? Ce crezi? A avut mai multă ambiție. Cred, este normal. Când nu ajungi să depășești un prag, să ajungi să faci o performanță mai înaltă, înseamnă că, nu știu, poate și-a dorit mai mult. Fiecare om are pentru temperamentul lui și stările lui. A contat și te ridici. A contat nu existau psihologi la momentul respectiv în care poate treci printr-o perioadă în care să fie ajutat. Nu există. La momentul ăla, parcă mi se părea, antrenorul este și bucătar. Principalul era și bucătar. Adică el făcea și meniu. Și dacă ești accidentat sau nu ești accidentat, doctorul nu știe nimic. Lasă că... Aha. A contat și faptul că el s-a dus la dintr-o putere și a prins perioada aia de jocuri? Foarte mult. Față de tine? Da, mi-aș fi dorit să-i făcut pasul de la copii împreună. De asta da. Dar a contat foarte mult. A te exprima și efectiv să joci și te poți antrena cât vrei. Testul este... Te poți studia un an și ai bacalaureatul și ai... Da. La fel și în studii. Degeaba te antrenezi dacă nu joci. Sunt jucători, existau și în momentul de față, Oriana, sunt jucători care la antrenament sunt top și în meci... Emoțiile. Emoțiile, da, contează foarte mult. Umană, da. Se obține calificarea în grupele Ligii Campionilor. Primul meci parcă cu Borussia Dortmund, nu? Acasă. Da. Acasă bate Borussia 1-0. Nu, 3. Aveau... Cu noi? 3. 3-0 v-au dat? Acasă? 3-0, da. Foarte scurt. Da, 3. Bun. 3. Da, nu mai țin eu minte. Borussia în sezonul ăla avea să câștige Liga Campionilor. Da, a câștigat. De adevăr, echipă extraordinară. Da. Jucători importanți. Jucători de națională. Și-a puizat. Riken, ce era acolo, da, nebunie. Toți. Bun. Summer, toți. Da. Într-adevăr, aveau un grup extraordinar. Și faptul să joci până am ajuns, să joci pe terenul ăla. Te referi la Vestfală? Da, o atmosferă incendiară.
Spune-mi, cum îi simțeați așa pe lângă voi? De ce erau mai buni? Fizic, tactic, inteligență, tehnică? Mental, inteligență. Și credeau în ei. Adică, jucând acolo, presupun că este nivelul, pasul următor care tu poți să-l faci dintr-un campionat, cum suntem noi, țările cum suntem noi. Să ajungi să joci acolo, cum a fost domnul Răducan, da. Este un nivel. Dortmund, la momentul respectiv, era o echipă importantă în Europa, o echipă cu palmares, cum a fost și Atletico, de fapt. Mentalitatea. Eu consider că totul la noi și la jucătorii noștri, noi cum suntem noi români, este mentalitatea și generația de aur, când a reușit, a reușit prin mentalitate. Asta este adevărul. Adică noi acum, în momentul de față, să zicem, tehnic și fizic, avem calități. Suntem la nivelul lor? Nu știu dacă suntem fizic, dar eu consider că nu avem mentalitate. Mentalitatea în acest moment contează foarte mult. Ne-au depășit echipe inferioare ca nume, ca țări, pe noi, românii, datorită mentalității. Noi plecăm afară, ne întoarcem înapoi după un an. Mentalitate însemnând felul în care te comporți și în teren și în afara lui? Sau la ce ne mulțumim cu puțin. Jucătorii înainte, când am avut ocazia să joc, nu se mulțumeau cu puțin. Își doreau mult mai mult. Pentru că nu se pune atât de mult amprenta pe partea financiară. Bun, conta, erai privilegiat, aveai mult mai multe facilități decât unul normal, dar mergeau mult pe ajunge cât mai sus. Și cred, avem jucători, suntem latini, putem să mergem, putem să avem posibilități și oportunități să creștem ca valoare. Dar eu zic, mentalitatea ne întoarce înapoi. Augustin, cu puțin. Vreau să spun ceva. Vreau să te întreb, dar vreau să-mi răspunzi sincer. Ți se pare că tactic suntem în regulă și mai mult decât atât? Ți se pare că avem antrenori care știu să conducă echipele, nu zic de așezare, sau, dar să le conducă în general? Pentru că am văzut, cel puțin în ultima vreme, niște meciuri cu niște echipe care ne sunt inferioare sau ne erau inferioare, gen Elveția, care ne-au dominat, ne-au zăpăcit, ne-au călcat în picioare. Și mie mi s-a părut că acolo am văzut niște plusuri de ordin tactic la adversari îngrozitor de mari. Mă pune să răspund sincer. Acum aș putea să spun următoarea întrebare? Eu zic în felul următor. Nu sunt critic și nici nu aș putea să vorbesc despre antrenorii care ne-au condus naționala după generația de aur, că sunt mai buni sau mai inferior decât ceilalți. Ceva lipsește. Eu las pe cei cu experiență să poată să discute. N-aș putea niciodată să spun despre un jucător că este slab sau un antrenor că nu are capacitate. Nu a studiat sau nu înțelege fenomenul fotbal. De asta și mergem când facem, să luăm antrenorii de la noi, să iau o licență, merg pe afară, studiază antrenorii, merg la echipe competitive, echipe cu palmares, văd ce... Cred că se documentează. Nu știu, mi se pare că este de șansă și până la urmă un antrenor mare devine printr-o echipă mare. Să devii un antrenor mare, trebuie să ai o echipă bună, să ai un grup bun. Depinde motivațional cum îi poți duce. Eu cred că primul punct este psihologic și mental la jucătorul român. Nu mai este acea ambiție, acea dorință. Nu știu, mi se pare că lipsește. Totuși, când ajungi la echipa națională și îți mai cântă și imnul și ai și în deplasare, ai niște mii de suporte. Cum a spus Gică, cum două zile și discuta, echipa națională cred că este prima emblemă pentru orice sportiv român. Adică ăla este prețul suprem care tu, sacrificiul tău îl duci acolo, la nivelul ăla. Echipă de club, da, să fie grup. Oricum este grup și la națională, pentru că este foarte greu. Și într-un timp foarte scurt să dezvolți ceva, să legi idei, dar dacă totuși la un nivel, presupun că ăsta se poate realiza, depinde de tine, ca om. Caracter și mentalitate. Bun, ne întoarcem la perioada Steaua. A fost meciul ăla cu Bacău 1-5, la un moment dat, când Bacău avea 5-0. Nu, în Ghencea. Da. Ai jucat. Da. Două cartonașe roșii, mi-aduc aminte. A fost ceva... Și cred că a fost între cele două meciuri de... Cu Bruj, da. Da, chiar ne-au dat o mamă de bătaie...
Cum era, ce zici, băi? Ce zici, bă? Da, moldovenii, da, chiar, nu, echipă. Au prins o zi bună, se poate întâmpla. Oricum, în istoria stării nu mai primiseră atâta goluri și o stărătoare înfrângerea. Și voi trăgeați la titlu, erați la bătaie. Da, da. Și mi-aduc aminte după meci cu Nea Mihai Stoichiță. Da. În Stoichiță și... Da, toată lumea la restaurant. Și la trei zile aveam, mi-aduc aminte, aveam... Da, trei zile, trebuia să intrăm în antrenament, meci cu Brujul, retorul, după cel 2-2 la ei și... Eu venind din provincie, sincer. Da. Bobonete cu metrou. Da. Am zis, ok, mergem acolo la restaurant. S-a făcut un chef fantastic și parcă ne-a unit. Într-adevăr, a fost usturător pentru oricine. A fost prima dată și în viața mea de sportiv. N-am mai întâmplat nici la Cleva să primesc atâtea goluri. Să pierdem la un scor fantastic și pe Ghencea. Și ne-am revenit și ne-am calificat la câteva zile în Champions, cea mai mare realizare. De asta spun, eu n-am înțeles decât mi-a cântat imnul pe teren la primul meci. Da, ăla a fost un meci superb. Bun, și trecem la... Hai, atunci sărim peste 0-3 cu Borussia Dortmund. Ce urmează? Urmează 0-4 cu Atletico Madrid. Nu? Da. Da, ăla a fost. Da, pe un Vicente Calderon, un stadion superb. Mi-aduc aminte, am ajuns cu o zi înainte, cum se făcea precedent în antrenament, pe terenul principal, nu exista gazon. Am fost pe alt teren, deci nu existau, erau numai camioane, mașini, se vedeau rouăle de iarbă. Nu am înțeles nimic. N-am antrenat și a doua zi am venit la stadion. Era... Deci am făcut antrenamentul seara la ora jocului, era se face de obicei. Era perfect. Incredibil. 60.000? Nu. Am ieșit pe stadion, ceva infernal. Atmosfera care simți la momentul respectiv, și tânăr, și nou participant, și primul meci, 4-0. Aduc aminte, de frică am dat o minge pe un adversar, am acolit și arbitru. Nu știu dacă s-a făcut drept sau să... Să-ți cer scuze, iertați-mă, trec și eu pe aici. Da. Dar cu om eliminat și repede, în prima jumătate de oră. Da, nu pot să spun că dacă am fi jucat în 11, rezultatul ar fi fost, dar într-adevăr, valoarea lor era netă. Oricum, cu echipierii mei de la momentul respectiv aveau experiența Champions în anii precedenți, jucase la un nivel, eu eram nou, reintegrat în grup. Oricum am atratat foarte repede meciurile precedente pentru calificare. Dar ceva fantastic. Erau meciuri importante, efectiv, și primele la momentul acela erau substanțiale, pentru că până la urmă stimulul nu erau contracte, erau primele de joc care le obținai. Dar să joci împotriva lor, ne dădeam puncte. Până la urmă nu ne gândeam la alte lucruri. Da. Era dorința de a performa. Primele cum se plăteau? Cash? Cash. Cash, la pungă. Vă punea să semnați? Toată lumea semnează. Toată lumea, da. Am înțeles că și Sabin Ilie a vrut să se apuce de fotbal când a văzut ce prime ia fratisul. Da, mi-aduc aminte de Babin. Da, s-a întors și a văzut o primă de-a lui Adi, pentru că el se lăsase de fotbal. Și a găsit el $3,000 și a zis, banii ăștia, contractul tău. Nu, am primit la un meci. Gata, m-am apucat de fotbal. Și s-a apucat? S-a apucat de fotbal, a mers la Brașov, a marcat foarte multe glorii, l-a luat domnul Țiții și în următorul an a ieșit golitor României. 36-37 de glorii s-au făcut în anul ăla, cupă, campionat, adunate. Mi-aduc aminte o fază nostimă cu la Giovanni, erau DVD-urile acelea, casetele acelea, da. Performante. Eu nu existau DVD-uri, casetă, da, da. Video. Și am văzut la Giovanni și făcea Giovanni de Barcelona, Real Madrid aia. Dar nu putem, mergem la Turci. Dar de ce nu putea? Că nu putea să-i păcălească? Sau... Nu, era o glumă. Dar în anul respectiv nu cred că a existat jucător în lume să marcheze atâtea goluri fantastice de generic cum l-a marcat Sabin. 96-97, da? Sezonul în deci care dacă, erai tu. Dacă care aveți tu timp o dată să urmăriți retrospectiva golurilor care le-a marcat Sabin la momentul respectiv, sunt
de generic. Jumătate din ele, imposibile. Știu că eram reporter și era la marginea terenului, meciul cu FC Național, penultima etapă. Venise după finala de cupă, mi se pare, unde deduse și acolo vreo 3. Păi a făcut... Da, i-a dat 6, nu, Răzvan. 6, nu, 6. 3 cu 3, 3, da. 3, poartă în casă. Răzvan era, Răzvan Lucescu, da, era portat la FC Național. Pe Național. Trei pe Ghencea, trei pe Național. Da, 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 da. Și mi-aduc aminte de unul dintre goluri, era din campionat. Dat, a venit mingea, a dat-o din prima, a venit bine pe dreptul, a băgat interiorul, s-a dus direct în vincul, nici n-a... Dar nici nu s-a gândit Sabin. Sabin nu se gândea când marca. Ah, știu că așa spunea și Țiții. Sabine, joacă simplu, ce simți tu? Dar joacă simplu, nu te complica. Preluare, pasă, șut, atât. Și mi se pare primul gol pe Național, făceam glume cu el și cu Adrian, zicea, Sabine, lasă cazii în cap când ai șutat. Nu, serios, da, într-adevăr, a pus-o în vincul. Îmi cer scuze, dar nu. Sunt amintiri frumoase. Vreau să-mi povestești acel 5-3 cu Borussia Dortmund de pe Westfalenstadion, că ăla a fost un meci... Ăla a fost un meci adevărat. Da, într-adevăr, noi să marcăm 3 goluri contra Borussiei, nu cred că marcase cineva, s-au marcat în acea campanie până să câștige. Tu ai dat un gol frumos, adică parcă un șut din afară, nu? Da, parcă, nu? Da, la o invenție a lui Sabin pe la noi prin teren, nu știu cum, mi-a aruncat pe minge, s-am vătit pe minge, mi-a aruncat minge și am simțit așa un culor, ceea ce nu se întâmplă la nemți. Și am mers până aproape, parcă m-au tatonat. Probabil s-a așteptat să avansez, da, cu mingea, să, da, driblez. Bun, mai mult am tras că nu, da, mai puteam să alerg. nu este așa. Nu. Am simțit că trebuie să șutez. Aveai o execuție bună, aveai șut bun, aveai o biomecanică bună. A fost cel golul care mi-a rămas și mi-a rămas toată viața în amintire. Unu, dar bun. Da. Pot să mai fac o glumă? Te rog, da. Dacă tot discutăm, dar tot cu Sabin, noi fiind olteni și cu Adrian când ne întâlnim, tot îmi spune, băi, tu ai dat unul, eu am dat 100, nu știu că, și zic, băi, am dat unul și bun. Păi Eurosport îl dă tot timpul de Crăciun, îți trimit un porc, vezi că îl dă între goluri. Da, într-adevăr, să și marchezi împotriva Dortmund. Da, ce bine, echipă, au dat și 5. Și aveam să câștige finala Ligii Campionilor cu Juventus, 3-1. Ce meci a fost și ăla. Era o echipă mare, jucători mari, jucători de naționale, jucători care valorau mulți bani, pentru că într-adevăr își meritau. Mi-am adus aminte și la tineret, un meci la Prato cu Italia, domnul Sorin Cârțu, antrenor, eram cu Adi, jucam biliard pe acolo, ne-am împrietenire cu Tachinardi, Del Piero, pac-pac, și venea Sorin. Băi, știi ce valoreau ăștia? Nu, nea Sorin. Dacă vând totul în România, nu poate să cumpăr unul de la așa este. Astea sunt realitățile. Nu avem de ce să ne ascundem. Da. Trebuie să ne schimbăm ca să valorăm, să merităm. Bine, cred după vremea mea trebuie schimbat sistemul. Sistemul trebuie schimbat pentru că așa nu mai merge. De sus sau de jos? De jos. Da. De jos. Pentru că așa nu mai merge. Trebuie stimulate academiile astea de juniori. Cel mai important. Stimulată, da. Ceea ce a creat tineri. Regele, Gigagi, arată exact ce trebuie să facă fiecare echipă. Care poate să progreseze. Nu s-a demonstrat-o în numărate ori că dacă își propune și își dorește, obține. Știu din... Asta trebuie să se facă foarte multe cluburi. Și nu mai există acele campionate puternice. Mi-aduc aminte când eram copil, mă scuzați că v-am întrebat și mă reîntorc la parcurs și vieții noastre, anilor precedenți de sport. Efectiv, ce lume era pe stadion la echipa mare era la tineret. Vizionau, se jucau înaintea meciului din prima ligă, se jucau meciuri de tineret. Erau stadioane pline. Nu numai în Craiova, peste tot. Era o plăcere, pentru că jucau și jucători de la echipa mare care nu erau convocanți sau aveau cartona și aveau voie să joace la echipele astea. Efectiv, te ținea într-un circuit.
și nu puteai să vii de la prima echipă să joci la tineret să pierzi. Așa e, eu tare m-aș duce odată la o adunare generală a FRF și să mă duc acolo la microfon și să spun, băi, voi susțineți. Ați distrus fotbalul românesc, voi, prin felul în care nu vă urmăriți decât interesul propriu, nu vedeți mai departe de lumul nasului și sunteți o mare masă de votanți care votați pentru o masă la restaurant sau ați distrus și nu vedeți în fața voastră, nu vedeți înaintea voastră nimic. Mă gândesc că toată avalanșa asta de jucători străini blochează afirmarea tinerilor, blochează expunerea lor, trimiterea lor la treabă, la muncă, la în teren, să vedem ce fac. Și eu dacă aș fi, de exemplu, un investitor privat și aș vedea că am șanse mici, din ce în ce mai mici, să-mi vând marfa jucătorii pe care îi produc eu la Academie, atunci, normal, încep și restrâng cheltuielile. Nu mai angajez un antrenor pe 2000 de euro, iau unul de pe stradă cu 2500 de lei, nu mai mă antrenez pe terenul de iarbă, mă duc pe mochetă și vai de capul lor ce apucă ei să învețe. Acolo e problema, pentru că acolo se sugrumă tot lanțul ăsta, tot traseul ăsta. Pentru că nu mai ai unde să plasezi jucătorii tineri români. Acolo e ocupat. E ocupat cu tot felul de străini de valoare. Da, se poate valoare. Face. Valoare îndoielnică. Problema ziaristică și cenzura, cred că pot obține aceste lucruri. De când? Spre ajutorul sportivilor. De 20 de ani, aproape, cred, de 20 de ani strig și spun lucrurile astea și nu... Faceți marea unire. Da, nu se întâmplă. Nu se întâmplă, din păcate. Hai să zicem și de Craiova un pic, de acel 0-4, că am fost acolo, pe Parc de Prince, la acel 0-4, un meci prefațat și până la urmă condimentat de niște caricaturi de gust îndoielnic, nu mai știu dacă ții minte. Da, dacă am erați, voi erați protozauri. În timpul meciului. Da, în timpul meciului băgau niște caricaturi efectiv jignitoare. Mă rog, așa le-am considerat noi atunci. Între timp am aflat că umorul franțuzesc are totuși și alte dimensiuni. Îmi bate și pe cel englezesc. 0-4. Vă interesează cum am marcat? Cum ai dat gol? Un gol fantastic, de generic. Ai dat cu spatele. Domnul, da. Cine era? Biță sau cine era? Da, da. Biță a dat în tine, nu? Nu știu, probabil nu aveam ce să caut în acea zonă. Bun, asta se întâmplă. Se întâmplă la jucători mari și sau am văzut foarte mult autogol, dar eu consider că nu a fost un autogol din partea mea. Eram un jucător alergând cu spatele spre atac și te trădești cu o minge în spate. De fapt, în spate m-a lovit bine. Era mai tânăr, mai multă forță, a sărit direct în poartă. Da, exact asta vă mai lipsea. Mi-aduc aminte că totul a început cu 11 metri la 0-0 dat de arbitru. Foarte ușor, un corner, a sărit Sis, mi se pare, spre minge și l-a atins cineva, l-a împins așa ușor, dar mingea era la 3 metri de el. Nu, imediat a pus-o pe var. Eram echipa ex-comunistă, veneam normal, jucam pe par de prânz cu Paris Saint-Germain. Și ați venit cu un avion care a fost ținut pe pistă vreo 4 ore, pentru că n-avea dreptul să intre. Făceam cu schimbul. Da. La vizetă, gură de aer, întors înapoi. Da, 4 ore v-a ținut, hai ca să le spunem. Da, da, deci a aterizat avionul, era un de ăla cu 4 elice, un de ăla rusesc. Da. 4 ore... fără aer condiționat, au deschis, până la urmă au deschis o singură ușă. Da, o ușă. Și intra aer pe acolo, cald, cald, foarte cald la Paris, în perioada aia. Și asta pentru că avionul nu avea dreptul, sau mă rog, nu avea avizele sau caracteristicile necesare să fie adus la poartă. Era un tarom, era un Air France. Da, da. Și parcă a venit până la urmă un autobuz și cu autobuzul până s-a hotărât modul ăsta de a transborda. 30 de ani. Eram clar, era 93. Cred că așa ceva. Da, 93. Da, s-au purtat cu noi exact în octombrie, septembrie-octombrie, ceva de genul. Ca lumea a treia, ca unii din lumea a treia. Parcă și Craioveanu a jucat atunci.
l-au băgat parcă ultima jumătate de oră, mi se pare. Țin minte că era răcit, avea febră și era foarte supărat. Uite-mă, într-un meci ca ăsta, când să mă vadă și pe mine lumea, am răcit, am febră. Eu zic că era ceva greu să demonstrăm împotriva lor. La momentul ăla avea o echipă fantastică. Am avut neșansa sau șansa să jocăm împotriva echipă fantastice și câștigătoare de cupe la momentul respectiv. Da. Și Parisul anul ăla a câștigat Cupa Cupelor. Mi-aduc aminte, era domnul Păunescu, da, și noi așteptam un vestiar. Ce primă, avem de joc și să vorbea. Aveți prima asta dacă câștigați Cupa Cupelor. Noi eram la un meci, la un antrenament pentru Paris. Da, da, sparring partner, da. Am plecat deja în dezavantaj. Ce se întâmplă cu fotbalul nostru în ziua de azi? Deci, în afară de mentalitate, tu ai apucat să antrenezi? Nu. Nu ai apucat? Nu mă văd. Sunt un timp mai voltan, mai aprins, nu cred că pot face față. Nu este pentru mine. Îmi place, da, într-adevăr, dar... Mai ești implicat acum în impresariat? Da. Da, am fost o perioadă, am fost și director sportiv la Clinceni și președinte. Mi-a plăcut, dar din neșansa de situația clubului la momentul respectiv a fost, dar mă văd mai mult pe o chestie de asta și nu știu, antrenor, da, îmi place ca să, aș fi un fel de antrenor cum era înainte pe timpul Ceaușescu sau după Revoluție în care decide tot, dar nu se poate. Fiecare om trebuie să aibă bucata lui. Da. Și eu consider că trebuie să luăm exemplu, eu zic, la echipe importante care, să nu dau nume din campionatul european, sunt agenții care coordonează tot ce există în marketing, transferuri și tot ce există de jucători. La noi este cam diferit. Un antrenor vrea 7 jucători, mâine îl dai afară, trebuie să mai aduci încă 7, bugetele sunt care sunt, neimplicări din partea părților private care se investească, pentru că totuși și jucătorii devin paranoic. Marchează 2 goluri afară, sunt golgheteri. Dar totuși vin mai bine decât noi, pregătiți mental. Deci, viața de antrenor sau viața de impresar este mai complicată decât cea de jucător, dar până la urmă rămâi cu realizările tale din perioada în care ai jucat, perioada în care ai dat goluri care au rămas în mintea oamenilor și poate că asta așteaptă oamenii de la tine, să fii în partea a doua a carierei tale, antrenor, impresar, om de fotbal în general, să fii la același nivel cu cel care ai fost în perioada în care jucai. Din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă. Avem o mulțime de exemple de fotbaliști pe care am idolatrizat pe vremuri, iar acum ne întrebăm, domne, ce s-a întâmplat cu ei, de ce este atât de mic omul respectiv în comparație cu jucătorul. Bun, cam asta a fost podcastul de astăzi. Îi mulțumim lui Augustin Călin. Vă mulțumesc pentru invitație. Și te mai așteptăm și să sperăm că dacă ți-aduc un jucător o să mi-l placez la Barcelona sau la Real Madrid. Prefer să fiu chibiț.